popular din nou la Botoșani. După 2 ani de restricții, meșteri populare atât din Botoșani cât și din celelalte județe ale țării au participat la manifestarea de tradiție a Centrului de Creație, ajunsă la cea de-a 15-a ediție. Au fost momente artistice, ateliere demonstrative, expoziții de tablouri, dar și o aniversare a unuia dintre cei mai cunoscuți etnologi ai Moldovei. Cam fiecare an, botoșanenii au avut parte de un adevărat spectacol de meșteșuguri, de la sculptură în lemn, pictură de icoane pe lemn și sticlă, țesături, încodierea ouălor și așa mai departe. Mai multe imediat la jurnal. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! După 2 ani de restricții, botoșănenii s-au bucurat din plin de sărbătoarea Învierii. Oamenii au participat în număr mare la parohiile din Botoșani pentru a lua lumina acasă. Reporterii Baza au surprins imagini de la câteva dintre bisericile botoșănene, unde credincioșii s-au rugat pentru sănătate și pace. Continuăm jurnalul cu recenta premieră a Teatrului Vasilache, una inedită pentru Teatrul de Păpuși. Actorii botoșăneni au pus în scenă spectacolul Luceafărul după poetul Mihai Eminescu. Este a doua oară când acest poem este dramatizat pe scena Teatrului Vasilache. Teatrul Vasilache a propus publicului botoșănean un spectacol inedit față de ceea ce oferă în mod constant. De data aceasta, regizorul Ion Sapdaru a pus în scenă, într-o manieră modernă și plină de emoție, poemul Luceafărul după Mihai Eminescu. Un spectacol ce aduce în scenă elemente din actualitatea imediată, cum ar fi școala online, dar și vocea inegalabilă a regretatului actor Ion Caramitru, care recită poemul pus în scenă. Dar pe calea cea deschis, noi merge niciodată, străin la vorbă și la port, lucești fără de viață, căci eu sunt vie, tu ești mort și ochiul tău mă îngheat. Este un spectacol cu un specific aparte, pentru că partea, să zic așa, grea, partea leului a fost coreografia, mișcarea. Și asta a pus, adică am avut probleme în sensul ăsta, pentru că actorii trebuiau să se miște într-un anume fel, dar, repet, au fost la înălțime și toate sarcinile noastre, ale mele și a Victoriei Bucun, au fost îndeplinite cu mare maestrie. Poezia devine în spectacolul amintit visul unei adolescente, una dintre elevele din clasa online proiectată pe scenă, aceasta purtând numele Cătălina, precum personajul feminin al celebrului poem. Creat dinamic datorită scenografiei de înaltă ținută, concepute cu elemente moderne, a muzicii și coreografiei bine gândite, spectacolul oferă o înțelegere mai mare poeziei, motiv pentru care profesorii de limba română îl pot recomanda elevilor spre a fi urmărit. Am încercat să apropiem sau să itinerăm, să zic așa, călătoria asta în opera lui Eminescu, lucru dificil în școală. Știți foarte bine că Eminescu este văzut de liceeni puțin așa cum spunea un personaj din această piesă, că Eminescu e un strigoi. Bine, mă rog, în sensul la figurativ, evident, dar asta m-am gândit și asta ne-am gândit, să facem un spectacol în care Luceafărul să ne devină un prieten, nu un dușman, așa cum spun foarte mulți liceeni, Doamne ferește, să împice Eminescu.
Actorii s-au bucurat că au fost implicați într-un spectacol în care replicile lor sunt aproape inexistente, baza fiind un joc coreografic deosebit. Sunt spectacol foarte important pentru mine, pentru că am învățat prin intermediul domnului Ion Sadaru și Licăi Bucun un alt fel de teatru. Am învățat cum să-mi folosesc mai bine corpul și eu zic că e o reală reușită pentru mine, pentru cariera mea, scurta mea carieră, începutul meu de carieră. Spectacolul acesta pentru mine cred că a fost unul din cele mai importante spectacole în care am jucat până acum, de când am început cariera în teatru românesc și e ceva de suflet. Considerați acest spectacol mult mai greu decât ar fi alte spectacole pe care în care ați jucat până acum? Nu e vorba de greutate neapărat. Într-adevăr, e puțin solicitant, însă sufletul uneori are nevoie de astfel de hrană, cum ar veni. Ce v-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut că mi-am dorit dintotdeauna, adică de când am dat la facultate de teatru, întotdeauna mi-am dorit să joc într-un spectacol teatru-dans. Și întotdeauna m-a pasionat foarte mult coreografia și când a venit domnul regizor, m-am bucurat nespus de mult să aflu că o să fie mai mult pe coreografie. Haideți un pic să îndreptăm camera și să ne uităm acolo și să mai vedem un afiș, tot al Luceafărului, care a fost realizat în acest teatru acum 34 de ani. La momentul acela, teatrul de păpuși Lache din Botoșani înregistra evenimentul spectacologic al lumii teatrului de animație. Asta se întâmpla în 1988. După 34 de ani, apare un tot după Luceafărul lui Mihai Eminescu, un spectacol care corespunde anului 2022. Spectacolul Luceafărul de anul acesta are un specific aparte și datorită vocii care interpretează poemul. Este vorba despre actorul Ion Caramitru, cel în memoria căruia a fost realizată această piesă de teatru. Odorul meu nespus și lumea ta o lasă, eu sunt Luceafărul de sus, iar tu să-mi fii mireasă, colon în palate de mărgean, tu-i duce veacuri multe și toată lumea în ocean. De tine o să ascult, ești frumos cum numai în vis un înger se arată, dar pe calea ce-a deschis nu-i merge niciodată. Străin la vorbă și la port, lucești fără de viață, căci eu sunt vie, tu ești mort și ochiul tău mă îngheață. Vrea să ne arate opera lui Eminescu, pe care ni l-a lăsat Dumnezeu nouă ca unic spuitor de limbă română. Și tot poporului nostru, Dumnezeu ni l-a dat pe un mare artist, un mare actor, Ion Caramitru, care a fost făcut de Dumnezeu să-l facă pe Eminescu pe înțelesul românilor. Pentru că așa cum interpretează Eminescu opera, și când spun operă mă refer și la publicistică, și la proză, și la poezie, Caramitru pe Eminescu, nu poate și nu știu câți ani vor mai trece până cineva va reuși să facă lucrul ăsta. Spectacolul regizat de Ion Sabdaru se bucură de scenografia lui Gelu Râșcă, de video designul lui Silviu Apostol și de coreografia Victoriei Bucun. Zeci de tineri au participat la un curs de educație financiară organizat de Asociația Simbio din Botoșani. Asociația este condusă de un adolescent în vârstă de doar 13 ani, care a avut inițiativa organizării acestui curs necesar copiilor de azi. Zeci de tineri au fost prezenți la începutul lunii aprilie la un curs de educație financiară susținut de specialiști în cadrul Băncii Comerciale Române. Întâlnirea a fost organizată de Asociația Simbio Botoșani și a avut loc la Hotel Rapsodia. Totul a pornit când am venit aici la o întâlnire numită Supertici. Am reușit să fac contact cu domnul Livițului. Am vorbit cu cei de la Rapsodia să ne ajute cu o sală pentru a realiza acest proiect. Iar mai apoi ne-am bazat pe publicitate cât mai mult și am încercat să atragem cât mai mulți elevi în acest proiect, pentru că educația financiară este destul de la un nivel destul de
nu neapărat ridicat, e un subiect neatins de unii profesori și poate chiar un subiect tabu pentru unii, chiar dacă nu ar trebui să fie. Cursul a fost adresat tinerilor, aceștia învățând diferite tehnici de gestionare a banilor, cum pot să-și monetizeze pasiunile sau cum să facă economii. Să denumim fiecare coloană, da? Avem bani, rană, igienă, facturi, educație, sport. Ce ar fi asta? Nevoie. Sau necesită, dar nevoie este cuvântul mai potrivit, da? La facultate. Ghiți ce-a făcut? A privit înainte. S-a uitat înainte, dar nu numai. Nu, în celălalt lucru erau pe acolo. Ce-a făcut? Unde? Un obiectiv pe un reper. Pentru mine Magda a fost reperul acum. Da? Deci pentru mine Magda a fost reperul. Eu am venit fix spre ea. Aveam cum să merg greșit? Păi am fost cum să merg? Cum să merg, nu? Merg așa, nu? Și merg așa, nu? Îmi doresc foarte mult ca tineri în special, pentru că mie îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii. Consider că e vârsta la care ai nevoie să de anumite informații, de o anumită pregătire, ca atunci când pleci în viață să pleci cu un alt bagaj, să pleci cu alte orizonturi. Mă aștept ca cei care au participat să aibă, să spunem, să ajungă la cel puțin acel nivel zero, da? Iar de aici încolo să știe că există această noțiune de educație financiară, să știe că sunt niște principii pe care dacă le aplică, ei vor reuși în viață să ajungă acolo unde și-au propus. Tinerii s-au implicat activ în timpul cursului, au pus întrebări și au notat anumite idei, ba chiar au plecat cu informații noi despre ceea ce înseamnă educația financiară. Mi se pare foarte frumos și pot învăța foarte multe lucruri de aici. Am aflat cum pot gestiona banii, cum trebuie să investesc în lucrurile pe care le vreau și să știu că pot să-mi deschid de pe acum afaceri și să pot să-mi economisesc banii începând de la 13 ani. Super. Ai învățat ceva nou sau ceva despre care nu știai până acum? Da, cam tot ce s-a povestit până acum aici era destul de nou pentru mine. De exemplu, când a spus că trebuie să ne investim banii 20, 50, 30, chiar nu am știut acest lucru și mă bucur că am aflat astăzi. Specialiștii BCR susțin periodic astfel de cursuri pentru diferite vârste, considerându-le vitale pentru viață. Sunt cursuri care se adresează tinerilor, sunt cursuri care se adresează adulților. Astăzi am avut o sesiune pentru tineri, pentru, să spunem, pentru cei care sunt la vârsta adolescenței, însă sunt și cursuri care se adresează doar adulților, unde discutăm despre poate aceleași lucruri spuse altfel, dar și despre alte lucruri, și sunt cursuri de educație financiară prin care ne adresăm inclusiv copiilor, începând chiar de la grădiniță. Liviu Țugui este angajat al Băncii Comerciale Române și profesor al Școlii de Bani de peste 10 ani. Școala de Bani este un proiect BCR în cadrul căruia sunt susținute astfel de sesiuni de lucru. Maria ne aduce și luna aceasta rubrica ei Doza de Carte, unde ne prezintă cartea Băiatul cu pijamale în dungi. Cartea este una aflată pe lista lecturilor școlare și vorbește despre prietenie, despre evrei și vechile lagăre naziste. Bine v-am găsit sau bine v-am regăsit la Doza de Carte. Luna aceasta vă voi prezenta doar o carte, Băiatul cu pijamale în dungi. O carte ușoară de citit, dar greu de înțeles, mai ales de către cei care refuză să creadă cruda realitate din acele vremuri. În ea este vorba despre un băiețel de 9 ani, pe nume Bruno, ce avea o viață liniștită în Berlin. Locuia într-o casă cu 5 etaje, avea prieteni, îi plăcea să citească cărți de aventură și adora să exploreze. Toate acestea până într-o zi când, din cauza serviciului tatălui său, aceștia au fost nevoiți să se mute temporar într-o casă sumbră și anostră în apropierea unui lagă. Bruno, nemulțumit de noua lor locuință, a încercat să-și convingă părinții să se mute înapoi acasă, dar în zadar. Văzând că va avea de stat acolo o bună parte din timp,
a început să exploreze în speranța că va afla mai multe despre lagăr sau, cum îi spunea el, cealaltă parte a gardului pe care o vedea mereu de la geamul camerei lui. Acolo avea să-și găsească și viitorul cel mai bun prieten până la moarte, băiatul cu pijama lendulci, fiind și ultima explorare a lui. Pe baza cărții publicate în 2006, s-a lansat și un film în 2008, pe care l-am văzut și eu și pe care recomand ca aprofundare a cărții. Filmul Război-Dramă este foarte bine făcut, surprinzând în mare detaliu cele mai importante scene. Perechea carte-film sunt minunate pentru a delecta mintea cititorului și ochii spectatorului. Deși acestea pot provoca niște emoții puternice celor mici, continui să recomand în continuare seria carte-film Băiatul cu pijamale îndungi oricui. Acestea au fost recomandările mele pentru luna aceasta. Nu uitați, cărțile cu adevărat speciale sunt mai greu de găsit, iar eu am încercat de această dată să vă prezint o carte memorabilă. Ne vedem data viitoare la Doza de Carte cu altele recomandări. Puteți lăsa și voi în comentarii ce cărți citiți în această perioadă. Toate cele bune, dau legătura colegilor mei pentru știri. Cea de-a 15-a ediție a Târgului Meșterilor Populari a avut loc în perioada 29 aprilie 1 mai la Botoșani și a adunat zeci de meșteri care și-au prezentat lucrurile de valoare pe care le fac cu atâta maestrie. Cu această ocazie a fost aniversat și unul dintre cei mai vestiți etnologi din județul Botoșani. Din 1960 până în prezent s-a distins printr-o activitate continuă în domeniile amintite, competența și fervoarea muncii depuse fiind larg recunoscute. Doctor în istoria artei populare din 1977, aceasta a publicat numeroase lucrări de specialitate sub formă de articole, studii, monografii. A început Târgul Meșterilor Populari, este foarte multă lume aici. Câți meșteri sunt anul acesta la târg și de unde? Avem un număr de 65 de meșteri din județul Botoșani, Iași, Neamț, Harghita, Covasna, Vâlcea, Ucraina și Republica Moldova. Ce înseamnă pentru Centrul de Creație a 15-a ediție a acestui târg? Înseamnă continuitatea tradițiilor și sperăm să ajungem la o ediție mult mai mare. La Târgul Meșterilor Populari putem cumpăra obiecte de meșteșug și putem observa cum acestea se creează. Prelucrez sticla la flacără. În ce constă meșteșugul dumneavoastră? Eu sunt un descendent al unor familii de sticlari din Transilvania. Am venit fiind invitat de dumneavoastră aici la Botoșani să prezirie antică, dacă vreți. Încerc să atrag atenția asupra unei meserii care e mai mult decât tradițională la noi în România. De cât timp faceți acest meșteșug? De peste 45 de ani. Cum vi se pare atmosfera aici la târg? Mi se pare extraordinară, pentru că și soarele ține cu noi. Sperăm să avem zile frumoase. Chiar acum se deschide Târgul Meșterilor Populari în prezența oficialității. Vreau să vă spun că vor fi în fiecare zi momente artistice la ora 12 și la ora 15. Astăzi, la ora 14, o sărbătorim pe doamna doctor în etnologie Angela Paveliuc-Olariu la Biblioteca de Limbi Străine. E o zi specială pentru care felicităm din toată inima organizatorii, oficialitățile județului Botoșani, care au contribuit categoric la organizarea acestei manifestări și, bineînțeles, felicităm meșterii care participă cu creațiile lor atât de valoroase. Nu mai spun că insist asupra faptului că Centrul de Creație din Botoșani a dovedit și îmi dovedește că au reușit anul acesta să realizeze o manifestare de înaltă calitate prin strădania persoanelor tinere încadrate acolo și care se străduiesc să fie totul așa cum trebuie la o asemenea
zi importantă, de fapt ziua orașului Botoșani. Bună, tu ce faci aici? Cos un prosop. Eu realizez niște găurele. Cum ți se pare la Târgul Meșterilor Populari? Ai mai fost? Asta e primul an. Îmi place să realizez găurele. Ție? Eu să țes. Ea este înscrisă la Sețete Sucusut, la Vorona. Ea țes țoale de codițe. Dar acum, la personal, nu am avut cum să aducem război țesuc și mai ales având în vedere că s-a luat ploaie. Eu acum învăț să facă la prosop pe găurele, cum fac fitutele. A câta oară sunteți la Târgul Meșterilor Populari? Aiem! Iar nu ară, nu știu mai ce minte, pentru că noi venim și la zilele orașului Sfântul Gheorghe, venim și în august la festivalul Vasile. Cu ce ați venit anul acesta? Anul acesta am venit cu copiii care sunt cursanți la școala populară, care coasă, care țes, dar războiul țesul nu l-am adus și fac și motocicli. Cât de greu este să învățați copiii de azi să facă meșteșuguri? E foarte greu, dar e frumos. Și puțin sunt, asta ne doare sufletul, că puțin sunt. De exemplu, mai am de 5-a, de 6-a, dar nu au vrut să vină nici aici, doar fac strictul necesar la ore. Nu prea vor. Ei mai grabă stau pe tabletă așa ori. Cu sutul, țesutul, este o fizioterapie pentru copii. O covată din asta o facem într-o zi. O tabă din aia o facem în 4 ore. Cam cât de greu este să-l găsiți? Păi asta se cumpără de la ocolurile silvice, care se găsește salce, de exemplu, care este foarte scumpă, e 400 de lei metru cub. Ce fel de lemn folosiți pentru acestea? Noi folosim, de exemplu, salcea cel mai mult, teiu și pentru funduri esența tare, de exemplu, fagul, frasinul. Turta dulce este specifică zonei de unde veniți? Turta dulce cred că este specifică României, pentru că a ajuns turta dulce în România cam prin 1500 și a fost adusă de către turci, pentru că este specific turcească, sub formă de inimioară la o principesă. Dumneavoastră cum le faceți? Avem acum un laborator autorizat și totul se face manual. Este turta clasică, tradițională. De când faceți? La noi în familie facem din 1947, a făcut străbunica mea Anastasia, apoi bunicii mei, un unit al meu și am urmat și eu. Cu acest meșteșug eu m-am născut, este meșteșugul bunelului meu, respectiv eu vin din Cernăuți, Herța, dar reprezint Republica Moldova. Și este meșteșugul prelucrare artistică a metalului. De cât timp vă ocupați cu acest meșteșug? De când mă știu. Cât durează realizarea unui astfel de produs ca cele pe care le prezentați? Din ce le faceți? Clopoței confecționez torn din bronz, podcoavele din oțel și alte lucrări din ce le vedeți, care din lemn, care din alte materiale. Mi-au destul de mult timp pentru că este lucru manual. Jurnalul copiilor se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție și nu uitați să vă bucurați de tot ce este frumos în jurul vostru. Nu uitați de asemenea de abonare la canalul nostru de YouTube, de comentarii, like, pentru că știrile copilăriei sunt cele care ne aduc energie și frumos în suflet. Pe curând!